Muntenia spre mijloc de secol al XIX-lea. La curtea domnească se duelează în intrigi diplomatice imperii de la apus și de la răsărit. În alta societate a epocii se ocupă cu țeserea de conspirații diverse, iar țara este în pragul unor schimbări politice majore. În scenă își face apariția justițiarul enigmatic Mărgelatu, jumătate haiduc, jumătate revoluționar. Drumul oaselor, film de aventuri, 1980. Primul din seria Mărgelatu. Regia Doru Năstase, cu Florin Piersic, Marga Barbu, Ion Besoiu, Iurie Darie, Ion Marinescu. Filmul românesc este la TVR Internațional. Vineri 15 august, ora 22.